Vă salut, sunt Roxana Hulpe și suntem la viitor cu clasă. Avem în această perioadă destul de delicată învățători care învață pe cei mici să scrie online, însă cu ajutorul tastaturii. Avem elevi de clasa 8 -a care dezbat comentarii online și avem elevi de liceu care pe tabletele, acolo unde au ajuns, au deschise mai multe ferestre, printre care și cea de WhatsApp, acolo unde își spun reciproc că uneori se plictisesc. Cert este că școala românească anul acesta își dă examenul cel mare. Nu știm care va fi rezultatul, însă putem discuta despre baremul de corectare și încercăm să aflăm asta astăzi de la Ministrul Educației, Monica Nisie. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc în primul rând pentru timp, pentru că știu că aveți foarte multe lucruri de făcut astăzi și în fiecare zi. Așa este. La Ministerul Educației lucrăm intens, mai ales în această perioadă dificilă de care ați vorbit și dumneavoastră. Și este clar că trebuie să ne adaptăm situației epidemiologice și să încercăm să găsim cele mai bune soluții, atât pentru elevi, cât și pers pentru personalul din unitățile de învățământ. Doamna ministru, dumneavoastră, în primul rând, sunteți cadru didactic. profesor de limba și literatura română. Așa este. În primul rând, sunt profesor și uh, merg la școală atunci când există posibilitatea, adică ne aflăm în scenariul verde sau în scenariu uh, galben, hibrid, sau îmi desfășor activitățile didactice în sistem online, în, dacă este cazul să fie școala în scenariu roșu. Ceea ce se întâmplă de altfel acum. La nivelul municipiului București, așa cum de altfel se știe, am început anul școlar în scenariul galben și acum, din cauza situației epidemiologice, suntem în scenariul roșu, adică desfășurăm cursurile în uh, sistem online. La dumneavoastră, la școală, acum e clar scenariul roșu. La ce clase predați? Predau la clasa a cincea, unde de altfel sunt și dirigintă, și uh, la clasa a șaptea. Uh, la clasa a șaptea trebuie să spun că am fost profesoară, am fost profesoară a acelor elevi din clasa a cincea. Cum au perceput, cum percep elevii această perioadă? Cum se desfășoară la dumneavoastră cursurile online? Cum reușiți să-i țineți atenți? De câte ori pe săptămână aveți ore? Să știți că aici intervine maestria profesorului și de aceea în toate intervențiile mele publice am ținut să mulțumesc colegilor pentru că în, atât în perioada stării de urgență, atunci când am stat cu toții acasă, am desfășurat activității didactice în sistem online. Deci le-am mulțumit și le voi mulțumi în continuare pentru că s-au mobilizat, s-au gândit Că educația trebuie să continue. Nu este cazul să renunțăm pentru că se poate. Se poate să facem educație și copiii simt nevoia ca noi, profesorii, să le fim alături. Așa s-a întâmplat și cu uh, elevii mei. V-au ajutat cu tehnologia? Da, m-au ajutat și cu tehnologia. După cum bine se știe, eu, eu funcționez la uh, Colegiul Național de Informatică și, de fapt, tinerii sunt foarte pricepuți în uh, uh, ceea ce privește tehnologia și m-au ajutat pentru început, în perioada aceea de care vorbeam, uh, să desfășor uh, activități didactice și, în același timp. Uh, eu pot să spun că i-am ajutat prin faptul că, pe lângă informațiile pe care le-am transmis, am fost și alături de ei. Ne-am sfătuit, am vorbit despre ceea ce se întâmplă um, cu situația epidemiologică, am fost aproape, am avut discuții cu părinții. Am simțit în acea perioadă o solidaritate, nu numai între mine și copii, ci și între mine și părinți, în același timp și între mine, în calitate de ministru și colegii mei. Profesori. Ați găsit împreună aplicații care să vă ușureze orele online? Ne puteți spune ce aplicație folosiți dumneavoastră, ce platformă? La nivelul unității de învățământ s-a luat decizia încă de la început să avem o unică platformă și cred că asta este soluția și am recomandat tuturor unităților de învățământ să folosească o unică platformă la nivel de unitate de învățământ. De ce? Pentru că în felul acesta îi ajutăm pe elevi să nu se mute de pe o uh, platformă pe alta și să nu mai uh, intervină uh, probleme. La nivelul uh, unității de învățământ la care eu sunt profesoară, se folosește Teams. Și merge bine. Și merge foarte bine, și elevii sunt mulțumiți, profesorii de asemenea. Internet, aveți sunetul. Ajunge și în casele elevilor. Aici era o problemă. Am vorbit cu foarte mulți elevi și mi-au spus că de multe ori ei nu înțeleg foarte bine pentru că nu e sunetul de calitate. Ați avut astfel de probleme? Uh, nu am avut uh, astfel de problemă. Trebuie să vă spun că orele s-au desfășurat uh, și hibrid și nu am avut probleme. Ba mai mult decât atât, uh, am desfășurat uh, orele. Uh, foarte bine, adică nu au fost probleme, ba uh, mai mult decât atât pot spune că părinții am primit, de fapt, din partea părinților și feedback și părinții au fost mulțumiți de tot ceea ce s-a întâmplat până la momentul în care am intrat în scenariul roșu. Doamna ministru, numai departe de o săptămână am văzut acele 10.000 de tablete care stăteau în depozitul inspectoratului. Care este situația acum la nivelul capitalei? Au toți elevii tablete, au ajuns acele tablete. Școlile știu că mai au posibilitatea să-și achiziționeze singure dispozitive. Se întâmplă asta? Care e nevoia acum la nivelul Bucureștiului? Aș vrea, dacă îmi permiteți, să fac un istoric a ceea ce s-a întâmplat. Imediat, uh... Ce am suspendat cursurile în data de 11 martie, mi-am dat seama că este necesar să fac, la nivelul inspectoratelor școlare, o interogare cu privire la nevoia de echipamente electronice. Și, în felul acesta, am solicitat către, unității, către inspectoratele școlare și acestea, la rândul lor, către unitățile de învățământ, să ni se spună ce nevoi au? Am primit din partea inspectoratelor școlare, într-un mod asumat, da, un necesar. Un necesar pe care noi l-am uh, folosit în cadrul Ministerului Educației pentru a fundamenta uh, hotărârea de guvern prin care au fost alocați banii necesari pentru achiziționarea a 250.000 de tablete. În toată această perioadă, Ministerul Educației a elaborat și metodologia prin care se pune în practică programul Școala de acasă, și uh, au fost uh, achiziționate de către uh, ONAC aceste uh, tablete. Încă achiziția nu este finalizată. Pentru etapa a doua și a treia? Da, pentru etapa a treia. Nu este finalizată. Mai avem două loturi uh, pentru care acum se licitează. Trebuie să vă spun că am uh, uh, prevăzut și pentru Municipiul București și pentru celelalte județe necesarul pe care, repet, e, uh, atât inspectoratele școlare uh, Necesar... le-au primit de la școli. De la practic. școli. Exact. Școlile atât au cerut la momentul acela, pentru că noi am întrebat uh, câți copii nu dețin niciun echipament electronic propriu. Adică nu are un calculator numai al lui sau nu are o tabletă numai al lui. Am primit acel necesar și iată că, astăzi, uh, putem să spunem că. Am făcut uh, achiziția. Au ajuns în acest da? moment la nivel național uh, 26.000 de, de tablete din cele 250.000. Da, au ajuns 26.000 de, de tablete la momentul acesta. La București. În data de 25 uh, septembrie am transmis aceste tablete solicitate de către Inspectoratul Municipiului București. Am aflat Uh, să spunem chiar întâmplător, că aceste tablete nu au fost distribuite. Având în vedere faptul că uh, se anunța uh, posibilitatea intrării în scenariu roșu, am solicitat prefectului o întâlnire tocmai pentru a ne pregăti în cazul în care intrăm în scenariul roșu. La acea întâlnire, la care uh, au participat și inspectorii din uh, fiecare sector, am aflat că aceste tablete nu au fost distribuite. De fapt, inspectorii mi-au spus că nici nu știau că au ajuns în uh, depozitul inspectoratului școlar. Atunci am luat legătura cu inspectorul școlar general. Acesta mi-a recunoscut că a primit tabletele, dar. Că nu a avut timpul necesar să le distribuie. Au ajuns acum? Au ajuns acum. Acum, aceste tablete au fost uh, distribuite. De fapt, de săptămâna trecută, am mers personal la uh, depozitul Inspectoratului Școlar, am deblocat situația și tabletele au fost distribuite. Aș vrea însă să fac o precizare. Aceste tablete sunt pentru acei copii care au solicitat în uh, aprilie uh, o tabletă, un dispozitiv. Dar pe lângă acești copii, noi mai avem și alți elevi care înțeleg că acum au nevoie. Exact. Au apărut alte cereri. Au apărut alte cereri. Și cred că este chiar normal să apară și alte cereri. Și cred că atunci uh, nu s-au gândit nici directorii și nici inspectorii care ar trebui să uh, fie un necesar mai mare. Eram într-o situație cu care nu ne-am mai confruntat niciodată, și uh, probabil că acesta este, sau aceasta este cauza. Și pe de Dar al... acum? Pe de altă parte, vor primi și acești elevi printr-un alt program? Bineînțeles. Și când? Bineînțeles că vor primi și uh, ceilalți copii care au nevoie de acest echipament. Știți foarte bine că uh, prin ordonanță de urgență au fost alocați bani din fonduri europene pentru a putea fi achiziționate dispozitive electronice direct de către unitățile de învățământ sau de către unitățile de învățământ în parteneriat cu inspectoratele școlare sau în parteneriat cu autoritatea publică locală. Aș vrea totuși să vă spun că au fost și autorități publice locale care s-au mobilizat în această perioadă și au achiziționat uh, echipamente electronice, nu numai pentru copii, ci au dotat și uh, școlile, deși deci pentru școli au uh, achiziționat laptopuri, camere web, în așa fel încât învățarea să continue. Dar știți în acest moment care ar mai fi nevoia Am în solicitat. București? Am solicitat la nivelul inspectoratului municipiului București să se facă din nou un necesar, tocmai pentru a acoperi nevoia. Este clar că trebuie să uh, oferim uh, copiilor aceste uh, echipamente electronice de care au nevoie. Uh, de asemenea, aș vrea să vă spun că prin hotărâre de guvern am alocat banii necesari pentru achiziționarea unor stocuri de rezervă la nivelul inspectoratelor școlare. Am uh, verificat la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București dacă deja a fost uh, începută procedura de achiziție și, într-adevăr, uh, au început procedura vorbind de peste 1760 de uh, laptopuri și 1760 de camere web. Stocul acesta va fi la nivelul inspectoratului școlar pentru a interveni acolo unde, unde este va fi nevoie. nevoie De asemenea, trebuie să vă spun că Ministerul Educației desfășoară procedura de achiziție pentru laptopuri prin proiectul roz, proiect desfășurat în parteneriat cu banca mondială. Suntem deja la perioada de evaluare a ofertelor, vorbim de peste. 60.000 de laptopuri pe care le vom distribui acelor licee care au solicitat aceste echipamente electronice. În mod cert s-au făcut niște pași uriași spre digitalizarea sistemului de învățământ din România. Așa galopant din martie, și asta ar trebui să apreciem cu toții, chiar dacă există însă foarte multe lipsuri. Când credeți că vor ajunge toate acele tablete, 250.000 în toată țara, dar și acestea prin celelalte programe? Am făcut pași importanți pentru digitalizare și cred că toată lumea este de acord că la momentul la care am preluat Ministerul Educației, am luat acest mandat de ministru, nimeni nu s-ar fi gândit că ne putem aștepta la o astfel de situație sau nimeni nu s-ar fi gândit că o să ajungem să uh, facem învățare în sistem online. Aș vrea să vă spun că, la nivelul Ministerului Educației, pregătim acum uh, o strategie pentru digitalizare. Vă spun în să... premieră lucrul acesta. Luni vom avea chiar o conferință de presă și vom anunța toate detaliile cu privire la acest aspect. Vreau să vorbim puțin despre asta, însă înainte, doar să-mi spuneți, dacă dumneavoastră credeți că până la finalul semestrului acesta, din decembrie, ianuarie, vom avea toate tabletele. Știți foarte bine că uh, nu Ministerul Educației răspunde de uh, acest aspect. Noi ne ocupăm de uh, partea metodologică, dacă uh, doriți să-i spunem așa. Dar trebuie să ne preocupe însă și acest lucru. Uh, de aceea am încercat toate posibilitățile, în așa fel încât să continue învățarea cred că se poate să avem aceste echipamente electronice până în decembrie. Legat de digitalizare, în mod cert este nevoie aici puțin de formarea cadelor didactice, poate de restrângerea materiei, să sărim peste anumite capitole, poate, pentru că numai departe de azi dimineața am văzut un copil în clasa întâi care se plictisea în fața laptopului, l-am văzut personal. Legat de asta, vor avea loc niște schimbări? Cu siguranță. Se vor va schimba avea... modul de predare puțin? Neapărat trebuie să, să ne pregătim, și în acest sens. Și de aceea, pe toată perioada vacanței de vară, vreau să vă spun că am desfășurat programe de formare pentru profesori. Au fost formați peste 90.000 de profesori în, pentru a preda în sistem online. De asemenea, trebuie să vă spun că în, în această perioadă, în cadrul Ministerului Educației, se lucrează la documente pentru adaptarea programei la învățarea în sistem online. Cum se va de asemenea, face? Ce înseamnă adaptarea? De asemenea, exact ceea ce spuneați și dumneavoastră uh, mai devreme. De asemenea, aș vrea să vă spun că prin reperele metodologice pe care Ministerul Educației uh, le-a pus la dispoziție deja din prima zi de școală, uh, am uh, avut în vedere tocmai acest aspect de a ajuta pe profesori să Uh, predea și în sistem online dacă va fi cazul. Pentru că observați, uh, situația epidemiologică este în continuă schimbare. Prin urmare, trebuie să fim pregătiți pentru a putea preda în sistem online. Dar și ce, atunci, ce înseamnă la, concret? Ce, -aș ce se vrea va să schimba? N-aș vrea, vrea să vă dezvălui chiar totul despre acest aspect, pentru că se lucrează încă în cadrul Ministerului, nu s-a luat încă o decizie, dar în curând vom ieși uh, să spunem uh, cum anume se va uh, desfășura uh, activitatea de predare. Învățare și evaluare în sistem online. Deci, Aș este vrea posibil să... să renunțăm la multe capitole, poate din materie? Asta înseamnă, de fapt, adaptarea programei. Există această posibilitate și am experimentat, dacă vă amintiți, în, perioadă, în primăvară, această adaptare a programei pentru examenele naționale. Când am modificat programa pentru examen. Pentru că era necesar acest lucru. Va fi un grup de specialiști care se va, se va întocmi cumva într-unii în cadrul Ministerului Educației și va lucra la acest proiect de Există. ajutare a cadrelor didactice? Există deja acest grup de lucru la nivelul Ministerului Educației și se lucrează intens. Pentru că este necesar, pentru că am discutat cu profesori, am vorbit cu sindicatele și în felul acesta am luat decizia. Să îi ajutăm pe profesori. Și vor Au primi... nevoie de sprijinul nostru. Și eu sunt profesor, și eu câteodată simt nevoia de sprijin. Vor primi poate în cadrul acestui proiect de care vorbiți și materiale ajutătoare pentru orele online și asta prevede? Bineînțeles, asta am făcut și la începutul anului școlar. Am realizat acele repere metodologice pentru fiecare disciplină în parte, pe fiecare nivel. Și am realizat și ghiduri pentru unitățile de învățământ, pentru că au fost solicitări din uh, sistem. E clar nevoie de o ajustare a modului în care se predă ceea ce se întâmplă și în străinătate. Am stat de vorbă cu Diana Ionescu, care este profesor de științe umane, istorie în Canada, și o avem alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc Bună ziua. foarte mult că sunteți aproape da, de noi. Cu drag, am câteva minute că trebuie să intru în curs. Da, nu vă ține mult. Alături de noi este doamna ministru Monica Anisie. Aș vrea să-mi spuneți la dumneavoastră cum s-a schimbat modul de predare, ce s-a schimbat de când sunteți foarte mult în mediul online. Da, deci s-au schimbat foarte multe. Noi avem. Eu vorbesc despre Quebec Moreal, pentru că noi suntem pe competențe provinciale și competențe federale, și Canada, Morealul este ține de Quebecul, sistemul de educație ține de competența provincială. S-au schimbat foarte multe pentru că elevii au beneficiat de trei formule. Formula în prezență 100% pentru cei mici, deci nivelul primar. Formula hibrid pentru cei în mediu, în, de la nivel gimnazial și nivel liceal, și, nivel, și formula online, deocamdată, pentru universități. Este Suntem scenariul deja... care se aplică și la noi. Din ceea ce exact. îmi dau seama, așa funcționăm și noi în acest moment. La dumneavoastră, la școală, acum înțeleg că este aplicat scenariul hibrid, jumătate dintre da. elevi în clase, jumătate acasă. Exact. Aș vrea să-mi spuneți, în acest moment, cum v-ați schimbat dumneavoastră tactica de predare? Dacă v-a forțat cumva online-ul să vă schimbați modul în care predați? Poate săriți peste anumite capitole? E nevoie de o ajustare a modului de predare? Sigur, fără îndoială, deci am reconstruit cursurile de la A la Z, n-am mai putut folosi aceleași cursuri, n-am mai putut folosi aceea, aceeași metodă, a trebuit să ne adaptăm pentru că avem jumătate de elevi în prezență, jumătate de elevi la distanță, deci a trebuit să ne organizăm în funcție de cei care sunt acasă, în funcție de cei care sunt prezenți. Da, am, am, ne -am făcut ședință de, de echipă, de, ne-am adunat toți profesorii de științe umane din colegiul unde lucrez și am selecționat împreună care ar fi capitolele cele mai importante. Aici vorbim de o foarte mare autonomie profesională. Noi suntem dirijorii de orchestră, noi suntem cei care avem grupul de în, în grijă, elevii, și ne organizăm în funcție de problematica a fiecărui grup. Uh, da, și într-adevăr, cum ați spus, a fost nevoie să uh, reconstruim, să reconsiderăm tot, uh, începând de la cursuri până la materii. Nu am primit nimic oficial, a trebuit să ne organizăm noi. În acest moment, la dumneavoastră, toți elevii sunt acoperiți, toți au uh, internet, au tablete, au dispozitive. Partea aceasta s-a rezolvat cumva până acum? Da, să nu uităm că vorbim despre o Canada care este o țară cu un nivel economic foarte ridicat. Suntem printre primele țări după PIB, deci suntem totuși o țară cu un potențial financiar foarte mare. Au fost deblocați foarte mulți bani la începutul anului școlar, au fost deblocați și de la federal și de la provincial, în jur de 2 miliarde de la federal, 85 de milioane de la provincial în perioada martie-aprilie fiecare profesor a făcut o analiză a situației pe clasă, a văzut dacă sunt elevi care au mai mulți frați acasă, în condițiile în care sunt vom re Uh, vom uh, preda din nou online 100% Au fost date calculatoare Ce, ce pot să vă spun pentru Moreal Pentru că nu sunt foarte bine situația Au fost 900 de copii în perioada respectivă Care nu aveau acces la internet Copii care au fost primit imediat Pe USB cu rețea la internet Au, oh, mă scuzați deci, Nici problemă este Vreau să vă o ultimă întrebare. Cum arată la dumneavoastră anul școlar? La ce să vă așteptați? Cum vor fi examenele naționale dacă veți continua scenariul roșu? Deci, știți că e surprinzător, dar încă nu știm cum vor cum vom arăta examenele naționale. La colegiul unde lucrez ar trebui să avem examene naționale în ianuarie. Nu știm încă dacă vom avea aceste examene naționale, nu știm încă formula, nu știm încă exigențele, pentru că lucrăm, cum se spune, etapă pe eta o etapă cu etapă. Suntem deocamdată pe cod roșu, nu știm cât timp școlile vor mai, vor mai rămâne deschise. Aici s-a închis absolut totul, s-au închis restaurante, s-au închis baruri, s-au închis săli de antrenament, s-au închis biblioteci. Doar în ideea că vrem să păstrăm cât mai mult școlile deschise Așteptăm să vedem ce se întâmplă în câteva săptămâni Deci, la întrebarea dumneavoastră pot să vă spun, răspund Nu știm încă cum vor fi examenele, deși sunt în ianuarie Vă mulțumim mult și vă ținem pumnii acolo Să continuați educația da, Succes! Succes! Succes în România! Mult succes. Succes. succes! succes! Cum va arăta anul școlar la noi? 2020-2021? Așa cum a spus și doamna profesor, trebuie să luăm lucrurile etapă cu etapă, să vedem ce se întâmplă în așa fel încât să putem să luăm și decizii. Este important să rămânem sănătoși, este important în același timp însă să și continue învățarea. De aceea vă spuneam că la momentul acesta ne adaptăm și încercăm să facem lucrurile. În așa fel încât să avem succesul pe care l-am avut în vară, când am putut susține examenele naționale. Pentru că pot să spun lucrul acesta. Examenele naționale pe care le-am organizat în vară reprezintă un adevărat succes. Profesorii s-au mobilizat foarte bine. Nu au existat probleme și dumneavoastră puteți să vă uitați și în anii trecuți, când au fost organizate examenele naționale. Mai mult decât atât, trebuie să spunem că nu am, nu am organizat numai o singură etapă, cum era până acum. Am avut câte două etape pentru fiecare examen, pentru a da șanse egale tuturor copiilor. Însă, în cazul în care vom continua cu școala online până în primăvară, există mai multe scenarii pentru evaluarea națională, poate pentru bacalaureat? Vorbim de etape. La momentul acesta, suntem în etapa suspendării cursurilor pentru 14 zile dacă intrăm în scenariul, în scenariul uh, roșu. Avem la momentul acesta 2000 de, 2500 de unități de învățământ aflate în scenariul uh, roșu, dar avem 10254 de unități de învățământ în scenariul verde, acolo unde uh, copiii merg la școală, participă efectiv la ore cu respectarea măsurilor de prevenire și combaterea îmbolnăvirilor. Vă întreb asta pentru că foarte mulți părinți spun că poate acest an e cumva pierdut. Cert este că el va continua și elevii vor termina clasa pe care au început-o în toamnă? Trebuie să privim lucrurile din perspectiva aceasta și anume că vom finaliza anul școlar cu bine, respectând și competențele pe care trebuie să le formăm uh, copiilor în această perioadă, dar în același timp uh, trebuie să ne gândim și la faptul că trebuie să uh, avem grijă de sănătatea și siguranța copiilor, dar și uh, pentru cadrele didactice trebuie să gândim și acest uh, aspect. În acest moment, tezele, lucrările se pot da și online. Pentru încheierea mediilor la finalul semestrului, dacă va fi cazul? Vom lua măsurile care se impun în funcție de situația uh, creată. Exact cum spunea și doamna uh, profesoară, etapă cu etapă. Dacă va fi necesar, vom lua măsuri. Exact cum am făcut și în primăvară. Vă amintiți că am luat decizia de a uh, elimina tezele. Pentru că nu exista la momentul acela posibilitatea susținerii acestor evaluări în sistem online. Ne așteptăm la Olimpiade anul acesta? În cadrul Ministerului Educației se face o analiză, o analiză în acest sens. Sunt colegi profesori care consideră că este necesar să realizăm și activitățile acestea. În sistem online, dacă nu putem să le facem uh, ca și până, să le organizăm ca și până acum. Însă sunt și uh, colegi, profesori care spun că ar trebui să renunțăm și să nu punem în pericol. Uh, deci, deocamdată copiii. e o discuție legată de Olimpiade, dacă vor avea loc online sau deloc. Este o discuție în cadrul Ministerului Educației pe această temă. Am consultat uh, mai mulți colegi profesori din Comisiile Naționale de Specialitate. În acest moment știu, s-a anunțat încă de săptămâna trecută, profesorii care predau online vor fi verificați. Acele inspecții școlare pe care le știm cu toții când venea inspectorul în clasă vor continua, însă acum în mod online. Inspectorii vor intra pe diferite platforme și vor verifica dacă profesorii predau și mai ales în ce fel predau. Cum se va desfășura această inspecție? Am dat deja cadrul uh, normativ în uh, acest sens, pentru că trebuie și uh, Ministerul Educației uh, și Inspectoratele Școlare să se adapteze la uh, situația în care ne aflăm. Acolo unde nu se poate efectua inspecția uh, în uh, spațiul unității de învățământ, există posibilitatea desfășurării și în sistem online să se verifice dacă activitatea didactică este cea corespunzătoare, pentru că ne dorim o uh, activitate didactică de calitate. Aveți Profesorii... profesori care până acum au refuzat să predea online? Știți concret? I-am văzut și noi. Întreb dacă situația e mai gravă la nivel național. Am solicitat inspectoratelor școlare să facă un astfel de uh, sondaj printre colegii profesori. Au fost și cazuri în care uh, profesorii au, uh, să spunem așa, uh, au refuzat inițial să uh, desfășoare cursurile în sistem online. Dar, la nivelul unităților de învățământ, au existat. Uh, Discuții cu acești profesori, și uh, în felul acesta, acolo unde uh, au refuzat în continuare să-și continue activitatea didactică, au fost înlocuiți de alți profesori. Deci, la nivel de unitate de învățământ. De aceea, -a dus, ați, ați, ați tot observat că nu pot fi plătiți dacă nu predau. Se poate face asta concret? Știți foarte bine că. Uh, numai o muncă prestată este și plătită, nu? Și atunci trebuie să privim și din, acest, din această perspectivă situația. Ați observat că și doamna profesoară spunea că există situații în care trebuie să ne adaptăm. Uh, am primit și eu acea procedură de inspecție. Cum se va desfășura? Și înțeleg că înainte cu trei zile de inspecția propriu-zisă, trebuie să primească inspectorul platforma, parola de acces de la clasa respectivă. Da, să primească cu trei zile orarul, da, orarul pe care îl are profesorul respectiv și își va alege inspectorul momentul la care va interveni. Nu trebuie să fie o situație de presiune asupra profesorilor. Aș vrea să înțeleagă colegii mei că nu punem presiune pe ei prin aceste inspecții pe care le vom desfășura și în sistem online. Din contră, dorim să-i consiliem, să-i ajutăm, să vedem unde sunt acele uh, situații neclare, și în felul acesta să venim și noi din uh, partea inspectoratului sau din partea ministerului cu o mână de ajutor. Dar, pe de altă parte, dacă se anunță înainte cu trei zile, oare profesorul are timp să se pregătească mai bine? Dar uh, se anunță cu trei zile înainte orarul. Orarul pe care îl are profesorul pentru ca inspectorul să poată să uh, intervină la un anumit moment. Și va primi și parola de acces pe platforma respectivă? Bineînțeles, va primi și parola pentru a intra și a vedea ce se întâmplă în. Uh, în spațiul acesta online. Dar, pe de altă parte, e și un mod de verificare, dincolo de ajutor, a cadrelor didactice în această perioadă. Și până acum, când desfășuram activitățile de inspecție din sala de clasă, era pe lângă acea consiliere și verificarea. În acest moment, foarte mulți părinți s-au mobilizat cumva și au venit cu foarte multe soluții pentru școala românească. Am văzut părinți care folosesc YouTube-ul, îi ajută pe profesori, am văzut elevi care vin cu diferite aplicații. Iar în acest context, astăzi, Rareș Voi cu președintele Consiliului Național al elevilor, a venit cu două soluții care, pe care le consideră salvatoare cumva sau care ar ajuta foarte mult profesor. A fost astăzi într-o emisiune a colegului nostru de la protvplus.ro, Trending Review, și aș vrea să-l ascultăm, dacă îmi permiteți. Sigur. Practic, în ceea ce privește digitalizarea, avem două ramuri. Avem partea de infrastructură digital, adică tablete, laptopuri pentru elevi, pentru profesori și mai departe, de care știm cu toții și ele, adică la momentul de față, um, pentru că ne aflăm în contextul în care ne aflăm, există bani prevăzuți în actualul exercițiu financiar al, Uniunii Europene um, care permit aceste achiziții. Sunt la dispoziție, dacă nu mă înșel, 100 și ceva de milioane de euro pentru școli, efectiv, în care ei să-și poată cumpăra laptopuri, table smart și mai departe, adică să-și doteze școlile. Impresionat. Da, da, da. Ține doar de ei să Ceseze fondurile astea de ei, de primării, de inspectorate și să cumpere aceste, aceste device -uri. Asta pe de o parte, pe partea de infrastructură care poate fi realizată până pe 15 ianuarie 2021 ca termen limită până când se pot, se pot finanța aceste cheltuieli. După aceea, pe partea de platforme digitale, platforme de învățare, în legea educației sunt două platforme mari și late. Avem Biblioteca Școlară Virtuală și Platforma Națională de E-Learning. Două platforme care sunt în legea educației de când hău și călău, dar nu au fost făcute până acum. Ele pot fi făcute, dacă se pune unul la treabă Ministerul Educației, pot fi făcute în aproximativ, să spunem, un termen realist, ar fi cam două luni. Cu partea de programare, cu designul, cu predarea lecțiilor și înregistrărilor pe platforme, și mai departe, două luni în termen rezonabil. Acum, noi, în Consiliul Național al Electorilor, am luat în calcul chiar să punem noi osul la treabă să facem o astfel de platformă, chiar dacă nu e de datoria noastră, electorilor, să facem asta în două luni. Uh, mai mult, E un pic mai mult pentru că nu dispunem aceleași resurse ca Ministerul Educației, dar dacă ne apucăm să facem, cred că am putea să să terminăm undeva până la final de mandat. Uh, adică în, în iulie 2021 asta din nou în funcție de, uh, de resursele de care o să dispunem și de disponibilitatea Ministerului Educației. Dar de un dacă termen de zi, dacă se mișcă, exact. Noi da. putem ajuta și vrem să-i ajutăm, dar ține idei să să vrea să fie ajutați, de fapt, și să, să înțeleagă importanța acestor aspecte. Deci, un termen uh, realist ar fi undeva la 2-3 luni. Biblioteca virtuală și platforma e-learning. Ce se întâmplă cu ele? Rare și-a surprins foarte bine uh, situația. De mulți ani, în legea educației, adică din 2011, uh, este prevăzut. Să se realizeze uh, biblioteca virtuală. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic atâția ani de zile. Și iată că am venit la Ministerul Educației și fac lucrul acesta. Pun în practică ceea ce este. Repet, din 2011, în Legea Educației Naționale. Când vom avea Biblioteca Virtuală? Deja ne aflăm în, în, la momentul la care uh, s-au evaluat ofertele, și uh, acum, uh, pe baza, pentru că au fost uh, contestații, uh, pe baza uh, hotărârii uh, CNSC, uh, termenul limită este 18 noiembrie. Deci până pe 18 noiembrie trebuie să facem lucrul acesta. Rareș spunea că ministerul trebuie să se miște. Ministerul în anul acesta, vreau să vă spun că s-a mișcat. S-a mișcat față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Ce vor găsi și, copiii pe biblioteca virtuală? Și dacă îmi permiteți, aș vrea să-l să invit pe Rareș să fie parte a ceea ce se întâmplă și pe colegii lui de la Consiliul Național uh, al Elevilor uh, să vină alături de Ministerul Educației și să realizăm împreună biblioteca virtuală și să realizăm împreună uh, platforma de e-learning. Asta îmi doresc cel mai mult, ca la viitor cu clasă să aducem elevii părinții, beneficiarii direcției acestui sistem, iată în ajutorul autorităților și împreună să vină cu soluții. Deci le așteptăm pe rare și pe, și pe alți colegii lui. Și pe alți colegi și pe alți elevi care își doresc să se implice. Și de ce nu, și pe studenți. Pentru că și ei pot fi parte uh, în acest demers. Și uh, vă spun, în, aceast, în acest moment este nevoie să, uh, solid, să fim uh, într-un parteneriat și solidaritatea să se vadă. Este momentul ca România să demonstreze că este o Românie educată. Cu cealaltă platformă, e-learning, zicea o amintire areș. Și aceea se află în, în momentul acesta în evaluare. V-am spus, la pachet avem uh, acest lucru. Pe, pe biblioteca virtuală vor găsi toate materialele, atât elevii, cât și profesorii, în format digital. Bineînțeles, vor fi în format electronic și aș vrea să vă spun. Uh, că la momentul acesta Ministerul Educației a pus pe site toate manualele până la clasa A8 a 8-a. Deci putem găsi manualele în format electronic pe site-ul manuale.edu.ro acolo vom găsi nu numai manualele în format PDF. Vedem și noi site-ul da, acum. Nu numai în format PDF ci și în format digital Trebuie să, să spunem că în felul acesta putem să uh, renunțăm la acel ghiozdan uh, greu pe care trebuia să îl aibă elevul și să acceseze Iar altă... acolo unde există această posibilitate, să acceseze și manualele în format electronic. Iar o altă variantă sunt și acele manuale 3D de la editura Pedagogic Didactică și Pedagogică cu ilustrații 3D se pot folosi profesorii de aceste materiale până în noiembrie când sperăm să avem și cele două platforme. Cu siguranță, Ministerul Educației a pus la dispoziție și uh, acest instrument prin uh, editura didactică și pedagogică, acele manuale 3D, au fost instruiți profesorii pentru a le folosi și uh, cred că sunt utile la uh, momentul acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la viitor cu clasă și sper că, pe o parte sau pe de altă parte, am ajutat elevii să înțeleagă. Cum va fi acest an școlar, dar și părinții. Poate că e nevoie de ajutorul lor, mai ales acum când mulți dintre ei stau acasă și fac împreună cursuri. Da, și dacă îmi permiteți, aș vrea să dau un mesaj către toți elevii, toți părinții, toți profesorii, și anume să respectăm normele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor, să purtăm mască, să înțelegem că este necesar, ca educația să continue în orice condiții. O Românie uh, modernă înseamnă, de fapt, o Românie educată. Vă mulțumesc și abia aștept să văd și biblioteca virtuală, și platforma e-learning și toate tabletele ajunse la elevi. Da. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sper că v-am venit în ajutor cu câteva soluții și idei pentru... Ore mai interesante și mai distractive. Ne vedem săptămâna viitoare, tot aici, la Viitor cu clasă.